Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Așa cum vă spuneam și în titlul afișat, vom vorbi astăzi din nou, de fapt reluăm povestea noastră începută cu mai multe luni în urmă, cu domnul profesor Dumitru Cau, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Reluăm cu domnia sa, să zicem așa, să depănăm câteva informații relevante, o să avem și niște imagini foarte interesante legate de trecutul comunei Negomir, una dintre cele mai importante localități din județul Gorj, din punct de vedere istoric și geografic. Nu întâmplător ne-am îndreptat atenția asupra acestei comune. Avem, și știți deja, am anunțat asta la emisiunea precedentă făcută cu domnul profesor Dumitru Cau, e vorba de monografia, monumentala monografie a comunei Negomir, apărută în două volume, în urmă cu câteva luni, și care, în doar câteva săptămâni, deja primește o altă ediție. Haideți să începem cu această informație, că mie mi se pare foarte importantă. Încă de la lansarea monografiei, în fața auditorului, am promis că o să scoatem cea de-a doua ediție din mai multe motive. Unul, că a doua zi după ce cartea a ieșit, lecturând-o, am constatat că au apărut câteva omisiuni, că au fost unele imagini care nu erau bine precizate și, de asemenea, una sau două date care nu erau bine plasate. Asta era, și atunci am promis că nu poate să iese o carte sub o asemenea editură și sub egida Academiei Române, nu poate să iese cu asemenea greșeli. Apoi, înainte de a apărea cartea, eu am intrat în posesia altor documente care n-am mai putut să aibă loc în carte. Și atunci mi-am zis, trebuie să apară și acestea. Apoi, al treilea motiv a fost următorul. Eu am și formația de profesor de filologie, de italiană-română, dar nu am predat la catedră ani de zile încât să am toate deprinderile de a scrie o carte cu toate regulile gramaticale cele mai sofisticate. Și atunci m-am gândit că ar fi ideal să o citesc în paralel cu un profesor care are 4 decenii de activitate la catedră ca profesor de limba și literatura română, un poet, un scriitor care este din comuna noastră și care a zis, hai să facem un lucru, luați dumneavoastră și partea istorică și vedeți unde mai aveți câte ceva și eu timp de o lună o citesc. Așa și fost. S-a apucat și a citit, după o lună mi-a trimis prin poștă ce a constatat, la care și eu am venit cu datele mele și cu tot ce am găsit, și m-a apucat de lucru. Acum, domnule profesor, eu n-am avut astâmpări în vara aceasta. Cercetarea n-a încetat știind că este a doua ediție. Mi-au rămas oamenii intervievați din două sate, din Negomir și Paltinu. Aveam și apoi și din Condești. Am intervievat unul numai pentru obiceiuri, dar pentru tot satul nu. Și atunci am zis, trebuie să fac și lucrul acesta, el trebuie să găsească și de acolo, că n-ai cum să știi ce oameni pricepuți au fost în diferite domenii dacă nu vorbești cu oamenii din satul respectiv. Și cum trebuiau făcute și lucrurile acestea, le-am făcut. Mare mi-a fost bucuria că intervievând pe fostul contabil al primării din Negomir, Ion Belgiu, acesta, pe lângă informațiile extraordinar de interesante, mi-a spus, eu am pentru dumneavoastră un document pe care l-ați căutat și nu l-ați găsit. Zice, este vorba de judecarea unui cei mai buni învățători ai satului în fața comunității în perioada aceea de lichidare a chiaburimii, a fruntașilor satelor. Și mi l-au dat. O să discutăm despre el. Am rămas impresionat și atunci o întreagă parte de a cărții a trebuit schimbată, refăcută, da. Pentru că erau date importante. Și mai este un motiv. În această vară, tot scormonind printre documente, am găsit o scrisoare trimisă în 1978 de un capitan al armatei române, Constantin Gherghinescu, care roagă pe un învățător, fost învățător de elită al satului despre care eu am scris în lucrare, Constantin Grivei,
să alcătuiască Comuna Negomir, pentru că dumnealui, cu un corp de lingviști de la Facultatea de Litere din București, au constatat, de fapt, că domnii basarabi nu ar veni în zona Argeșului, ci ar veni din zona Mătrujilțurilor și cu anumite argumente. Și trimite această scrisoare. Vă dați seama că pentru mine această scrisoare este foarte importantă și o să citesc pasaje din ea. Vreau să menționez că scrisoarea scrisă în 1978, acest învățător care trebuia să redacteze comuna avea 82 de ani. Iată ce încredere! Și de asemenea ar trebui să menționez că domnul Gârdu, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, la fel m-a rugat cu 2 ani înainte de a muri, știa de preocupările mele, să fac o monografie adevărată. De aceea a trebuit să menționez și pe domnul Gârdu. Acestea sunt motivele pentru care am scos a doua ediție. Și apoi, un motiv foarte bine întemeiat este faptul că cele 800 de exemplare care au fost tipărite nu vor ajunge pentru toată localitatea. De asemenea, sunt comunele care au fost desfințate, mai bine zis satele, cum este Bohorel și cum este Timișeniu la Fărcășești. Și atunci mulți oameni sunt plecați la Bălești, la Lelești, la Cornești și atunci pentru acești oameni trebuie să primească și lucrările. Și apoi, în ultimul rând, instituțiile de cultură, precum Academia Română, Biblioteca Centrală, Arhivele Naționale Județene, Biblioteca noastră Cristian Tell, Muzeul, trebuie să primească o lucrare în care să nu aibă asemenea omisiuni sau scăpări. Sunt convins, așa cum spunea domnul profesor Dan Neguleasa, că în orice lucrare sunt minusuri, o să apară, mai apar câte o greșeală, dar am încercat să le evit pe cât posibil. Am înțeles și vreau să vă spun că această carte, dacă e să o parcurg și vara asta, dacă dumneavoastră spuneați că ați tot scormoit, e adevărat că m-am întors și eu de mai multe ori la cele două volume, am reușit să parcurg mare parte din ele, e o muncă impresionantă. Dacă la prima impresie te-ai gândi și, să spunem așa, am și o anumită experiență, n-ar mai fi foarte multe lucruri de spus în plus. Adică ați acoperit subiectul foarte bine. E, iată, dumneavoastră ați găsit multe altele și cu siguranță dacă ne întâlnim anul viitor pe această vreme sau așa, o să-mi spuneți că ați mai descoperit nu știu câte pentru altă ediție, pentru că nu v-ați pierdut niciun moment acel talent de scormonitor, de curiozitatea de a găsi alte și alte lucruri. M-ați făcut curios cu soarta acelui dascăl din anii 50. Da, aș vrea să începem cu acesta. Vedeți, noastră, în istoria localităților, de aceea e și bună monografia satelor, în toate timpurile au fost oameni mari. Acești oameni, o generație cunoaște, celelalte generații nu-i cunosc. Unul de acești mari oameni este acest învățător, Constantin Popescu. El este fiul unui primar care a fost peste 3 decenii în fruntea localității. Acest primar a pus bazele în 1909 băncii populare. Acest primar este stă la baza inițiativei de a ridica o biserică de cinste în localitate. Acest primar a învățat pe săteni să se organizeze nopți și să cumpere pământurile de la boieri. Ei, fiul lui a făcut școală normală pe acel de timpuri, a venit în sat și a fost un învățător strălucit, strălucit. Mi-amintesc când a trebuit să fac un nou local, ce zbatere a avut, avea pădure, ce zbatere a avut să nu ia din pădurea, atenție ce grijă pentru pădure, să nu ia din pădurea școlică, pentru că și peste 3 decenii trebuie pădure. S-a zbătut să ia din alte localități lemne, să le ducă la gater, și s-a apuce de școală, deci grija pentru păduri. Poate în final o să citesc o poezie ce fac astăzi cei cu pădurile noastre, conducătorii noștri și antreprenorii de astăzi. E, acest învățător a avut o soartă foarte tristă, pentru că odată cu apariția decretului 115 pe 1959, în care s-a trecut la lichidarea Chiaburimii, aici aș vrea să, pentru ascultătorii noștri, mai puțin avizați în ale istoriei, să spun că acest termen de chiabur este de sorginte sovietică. El a fost folosit ca
cuvânt paralel culacilor care au fost omorâți de către regimul lui Stalin în Rusia. De fapt, e vorba de populația înstărită. Pentru că toți vorbesc de chiaburii satelor că au fost sărani. Nu e adevărat. Au fost sărani înstăriți. Au fost toți oamenii înstăriți. Au fost intelectuali înstăriți. Au fost sărani înstăriți. Au fost meseriași înstăriți. E, această categorie a trebuit să fie desființată în viziunea autorităților. E, el a fost... Cum s-a procedat? Acum am elucidat pentru că am acest proces verbal al judecății. Mai întâi le-au pus niște cote imense. Deci aproape dublu decât ceilalți, pe care nu le puteau. Iar dacă cumva, cum a fost acest an în care el a fost judecat în 59, un an slab, nu aveai deloc cum să le plătești. Și atunci ei nu au putut să le plătească. Acest învățător Constantin Popescu și-a luat angajamentul că le plătește, dar nu poate să-l păsuiască pentru pe un an, doi. Menționez că avea, într-adevăr, o casă făcută de un om care era învățător, fiul de primar, avea pământ și o casă bună. Acaretul erau cu mașini cumpărate, cu utilaje, cu care învățase și pe țărani și țăranii cumpăraseră. Și atunci s-au deplasat în comuna Negomir. Ce m-a impresionat? Mă bucur acum că despre primarul acela n-am scris un rând. Acum mi-am dat seama că am făcut un lucru bun, parcă a fost intuiția istoricului. A venit primarul localității, primarul comunii spun, au venit încă 4 oameni, n-am să-i citesc pentru că sunt urmași, n-au devină urmași pentru înaintașii lor. Și în fața mulțimii a început judecata. Judecata a fost o regie, de la început o regie. Se făceau cam toate procesele, da, în perioada respectivă. Adică a fost înfierat. Iată, să vă spun, domnule profesor, ce spuneau. Spunea așa, ai fost președinte de bancă populară și a fost banca în casa ta și ți-a plătit banca dobândă. Nu era normal să-i plătească impozit? Stai acolo. Că ai dat dobânzi... Adică chirie. Da, practic. Chirie. Da. Că ai dat, n-ai dat la oameni împrumuturile decât cu dobândă. Păi o bancă nu poate trăi decât prin dobândă. Că oamenii ca să ia dobândă ți-au muncit una, două zile. Ce m-a impresionat și mai mult, ca director de școală, a fost mulți ani director de școală, ca director de școală au venit copiii și ți-au lucrat pământ. Era posibil așa ceva, că în clasele unde predai nu poate, erau copii mici, ți-au lucrat pământul. Deci asemenea lucruri, ca să vadă că în fața mulțimii, fața poporului, el este un om care trebuie să dispară. De asemenea, că la Arie este singurul care a plecat cu carele pline. Păi n-a plecat cu carele pline pentru că el spune că într-un an din câteva mii de kilograme n-a plecat decât cu 5 găleți de grâu. Deci aceste informații care erau aruncate. Punerea din oficiu a procurorului, a avocatului, avocatul din oficiu. Adică avocatul din oficiu care... Era mai degrabă un om al acuzării decât unul al apărării. Da. Și spune acolo că o femeie ce muncise timp de 3 ani de zile l-a inculpat a fost retribuită pentru munca sa cu 100 de mii de lei, ce reprezenta valoarea a 2 banițe de porumb, ceea ce era o minciună, pentru că stând de vorbă cu ceilalți locuitori care spuneau, domnule, această femeie n-a lucrat nicăieri pentru că era o handicapată, deci nu lucra. Au fost discursurile oamenilor din localitate. Oamenii ceilalți spune că asistența s-a abținut. Adică oamenii ceilalți erau muți, pentru că regimul își pusese atâți. Acum, ca să vedeți dumneavoastră, în final, el ce pedeapsă, în afară de pedeapsa, să ducă și cere să ducă din urmă 4.909 kg de grâu, 6.300 de fân, ovăz, lapte, 2 tone de lapte, carne, în afară și cei 12 ani de închisoare. A murit în închisoare. Nu și-a recuperat nimic. În casele lor au fost băgați oamenii regimului, primarii și ceilalți oameni de la partid. Din au supraviețuit urmașii ai acestui învățător? Da, bucuria noastră este că acest document a fost unul din urmași, un urmaș pe care, din păcate, nu m-am găsit poze mai multe, pentru că în vâltoarea celor evenimente, familia a fost obligată, ea le-a fost teamă să distrugă tot. Avea, se spune că avea o bibliotecă foarte importantă. Biblioteca distrusă, i s-a dat foc.
i s-a dat foc. Acum, domnule profesor, sunteți mai tânăr, trebuie să știți că în perioada aceea, pe modelul naziștilor, în biblioteca unui dascăl, găseai și cărți cu Lenin. Chiar cu Lenin găseai. Pentru că un om care citește cumpără mai multe cărți, cumpără în toate domeniile. Da? Și în biblioteca sa au fost găsite și cărți de acestea. Și erau foarte nervoși de ce lângă părintele Marx și Engels s-au găsit cărțile celelalte vechi. L-au ars pe Goga, l-au ars pe Eminescu, au ars toate cărțile ce l-au găsit la acest învățător. Tristă soartă. Deci, ca să reținem numele acestui martir? Învățător Constantin Popescu. Deci Constantin Popescu. Fiul primarului Vasile Popescu. Da, se pare că dumneavoastră în zona aceea ați găsit, deci numele Popescu, care chiar dacă e foarte comun în Gorj, are personalități. Învățătorul Constantin Popescu ne-a spus povestea lui și tot dumneavoastră aveți meritul de a fi readus în atenția publicului gorjan, în istoriografie, personalitatea lui Victor Popescu, chiar dacă făcut nemuritor, să zicem, de Haralam Zinga sau în Bătălia din Umbră. Sau... De lovituri din umbră, de Blair, în filmul. Filmul, dar mă refer cartea. Ca lovituri din umbră, mai multe. Da. Miagos, mai așa, autori. Oricum, au făcut... deci au plecat cu acest personaj, dar cel care l-ați identificat istoric și l-ați făcut să-l înțelegem așa cum a fost învățătorul Victor Popescu, sunteți tot dumneavoastră, cel puțin din anii, în ultimii 25 de ani, la dumneavoastră facem recurs de fiecare dată. Trebuie să-i dăm cezarului ce este al cezarului. Mulți profesori gorjeni de prestigiu s-au apropiat de Victor Popescu și aici l-aș menționa pe domnul profesor Vasile Marinoiu și pe domnul profesor Andrițoiu. Vreau să vă spun că am finalizat un film împreună cu școala de televiziune Tudor Vornicu, cu un reporter foarte bun la această școală, Lavinia Dragomir, care se pare că îl vom prezenta până la sfârșitul anului. Aș vrea să-l prezentăm și la întâlnirea cu profesorul de istorie, dacă mă avea spațiu. Un film foarte interesant, cu informații din toată zona județului Gorj și din zona județului Mehedinți. Da, e foarte interesantă provocarea. Poate după ce va fi prezentat la profesorul ăsta, poate chiar la un moment dat o să-l prezenta și telespectatorilor. Dacă cu siguranță. Sună foarte, foarte interesant și la ce bogăție de informații oferiți dumneavoastră, cu siguranță o să fie interesant și pentru telespectatori. Apropo de noutățile acestei... Mai puțin, cărți, domnule profesor, dacă îmi permiteți, să vă citesc puțin și din scrisoarea aceea. Zice așa: stimate domnule învățător, anul trecut când am venit pe la Negomir, n-am putut sta de vorbă mai mult și nici pe la neamurile noastre n-am fost, fiindcă am trecut la Arta, nu ne-am stat o zi și am fost pe la părintele Răceanului. Nu am putut de aceea să stăm împreună de vorbă, să vorbim despre monografie. Și cum nici dumneavoastră n-ați venit la mine, eu vreau să vă reamintesc câte ceva. Și iată ce spune. O să discutăm noi când luăm satele acum. Eu am găsit că lupul mehedințian, într-adevăr, ar fi avut proprietăți în Negomir. Dar mai știu de asemenea că el a făcut biserica Curtișoara. Și de asemenea mai știu că satele au aparținut Mihai Viteazu. Dar am un alt argument pentru care te-ai făcut monografia. Ce argument mai bun decât pot aduce pentru Curtișoara? Cine a avut curte aici? Nu Simion Medințianu. Dar voievozii basarabi au fost din altă parte? Au fost din partea noastră. Nu știu precis de pe care sat al voii jilților, dar știu sigur că la Jilți, fiindcă în vorbirea locală, după cum am discutat cu filologii din București, înseamnă scaun domnesc, iar tihomirii se potrivesc în nume cu numele tatălui basarab și alt sat cu acest nume n-a fost decât la noi, la Negomir, lângă Bohorelu. Trebuie văzute și copiate aceste documente. Vă trimit într-o ciornă ce trebuie să vă ghidați. Toate actele vechi. Vă rog să-mi comunicați cum stați cu monografia. Eu sper să vin de Bâlci la Dragotești și să ne apucăm de lucruri. Capitanul Gărinescu. Da, foarte, foarte interesantă și în același timp sunt acele informații care... nu doar inedite, cel puțin n-am auzit să se vorbească așa de ele, dar care pot veni cu variante extrem de interesante și nu neapărat nu sunt hazardate, adică au argumente în spate,
Deci pot să fie adevărate. Da. Pot fi demonstrate la un moment dat că ele n-au fost în momentul de față, să înțeleg, încă n-au fost demonstrate. Sunt ipoteze, indicii, de, ipoteze, ipoteze de care vor trebui confirmate în următorii ani. Cu siguranță. Spuneam că în emisiunea de astăzi aș vrea să trecem așa prin, să depănăm câteva file din istoria comunei Negomir, de fapt din trecutul acestei localități, pentru că este o localitate altfel. Vorbeați, iată, de proprietățile lui Mihai Viteazu. Vorbeam chiar mai devreme, implicarea acestei zone în răscoalele după 1821, revolta lui Simihon, 1826, da. Vorbeam, sunt și am găsit aici eroii care au fost implicați în toate marile evenimente ale istoriei din secolul XIX și secolul XX. Deci sunt suficiente argumente că această zonă, deci actuala comună Negomir, care reunește mai multe localități, a participat și a jucat un rol important în istoria Gurjului și a Olteniei până la urmă, că nu putem de Negomir, nu putem vorbi de el numai în Gurj și cu siguranță vorbim și de partea de Mehedinți. Din acest punct de vedere, haideți să facem pentru cei care nu sunt din Negomir, cu siguranță se uită și de la Negomir la noi, dar să înțeleagă și ceilalți, haideți să facem așa o prezentare și a localităților și a ce a însemnat și ce înseamnă Comuna Negomir la acest moment. Păi, Comuna Negomir actualmente este compusă din trei foste comune, Comuna Artanu, Comuna Raci și Comuna Negomir. Comuna Negomir, până în 1926, a făcut parte din județul Mehedinți, iar comunele Raci și Artanu din județul Gorj. Acum, de-a lungul istoriei, s-au făcut mai multe reforme teritoriale administrative. Cea mai consistentă dintre ele este cea de la regulamentul organic, primele consistente la regulamentul organic, apoi 1864 reforma lui Cuza, apoi cele de la sfârșitul secolului al XIX, 1872-1898, apoi 1912, deci aceste reforme administrative. Acum, în 1968, Comuna Raci, care cuplase la ea și satele Orzu, Paltinu și Artanu, care formaseră într-o perioadă între 1926 și 1938, a ființat și Comuna Artanu. Și în 1968, cele două comune, Raci și cu Negomir, s-au unit. A fost un lucru greu de făcut, pentru că o comună era cooperativizată, Negomirul, celelalte erau necooperativizate. Și până la urmă a mers așa. Deci nu s-au cooperativizat, au rămas la fel. Autoritățile nu au mai, pentru că se încheiase în aprilie 1962, se încheiase cooperativizarea. Aceasta a fost componența. Acum, istoria, să vorbim puțin despre istorie. Valea Jilțului, sau Pârâul Racilor, are mai multe denumiri, cum îi zice, a avut, în general, sate moșnenești. Deci de țărani liberi. De țărani liberi. De-a lungul timpului, începând cu secolul al XVI-lea, când în interiorul satelor pătrund mari proprietari, când vorbesc de mari proprietari, mă refer atât la mari proprietari laici, și o să spun eu care sunt, și mari proprietari ecleziastici, bisericile. Ei, la noi s-a infiltrat cea mai puternică biserică din țara românească, Tismana, care, la sfârșitul secolului XVIII, primește danie, un schit din Valea Coapă, de unde lucrez eu acum, schitul de pe Aninoasa, și atunci primește și averile dăruite de proprietar schitului. Și ele mergeau până în culmea Dragoteștilor. Și iată cum un proprietar ecleziastic a venit cu proprietățile și s-a infiltrat printre ale moșnenilor. Acum a devenit foarte ușor să le ia pe celelalte. Pentru că erau oameni de acolo care n-aveau urmași și ca să fie înmormântați preferențial la biserică. Dădeau bucata lor de pământ. Dar din bucata de pământ dădeau și ce aveau în devălmășie cu ceilalți țărani. Ce dădeau? Dădeau pădurea, pășunile. Și atât cum ne luau țăranilor pășunile și pădurile pe care de la năvălire barbare în coace le erau gospodite de obște, așa cum spune
profesorul Dinică Ciobotea, sat după sat s-a constituit chiar din două tricăsute, din un ciopor. Popescu, de la Popa, urmașul lui Popa, sau de la Grivei, de la Griveică, de unde a rămas acolo. Ei, acești oameni s-au văzut amenințați. Și apoi au fost mari proprietari laici. Cum au pătruns mari proprietari laici? De-abia acum, după atâtea cercetări, mi-am dat seama. În general, mari proprietari au provenit, în afară de cumpărăturile acelea, din miluirile sau din darurile pe care domnii, pentru anumite servicii, le făceau. Aici, în Fărcășești, avem două exemple foarte interesante, dar am să mă refer la cel de la Negomir. A fost boierul Lupu Mehedințeanu. Acest boier l-a ajutat pe Mihai Viteazu. Vreau să spun că sunt mândru că fac parte din comuna Negomir, pentru că înaintașii noștri au făcut parte din oștenii care au luptat și la Călugăreni și în toate bătăliile, pentru că Lupu Mehedințeanu de aici pe moșila sa și-a luat țăranii, moșneni, pentru că erau moșneni, foarte mulți moșneni și țărani de seamă de la curtea sa. El a ridicat acolo o curte la curtișoara. Un alt mare boier, deci acesta e cel mai important. De fapt, el este și cel care a ctitorit biserica la curtișoara, o să discutăm puțin mai târziu. Un alt boier a venit la Fărcășești. Erau doi frați, Pătru și Drăghici, care de asemenea făcuseră servicii domniei și au primit din sate. Și iată că satele și Bohorelul, unde a fost de moșneni, au fost cedate. Și a mai fost încă un lucru. Plata birului. Birul era greu de plătit. Am eu în carte, interesant să care citesc, cât trebuia să dea un țăran ca să-și plătească birul. Ori moșneinii noi știm că aveau obligații față de domnie, aveau și obligațiile lor. Iar birnicii aveau obligațiile lor. Ce fac o parte a birnicilor, care erau jumate a servi, jumate neaserviți, neputând plăti birurile, cisla, știți ce este da. Cisla, mai multe familii, da. Au hotărât să se vândă lui Lupu Mehedințeanu ca să le plătească, să scutească de bir pe 10 ani. Țăranii care au scăpat din războiul lui Mihai Viteazu, întorcându-se la vatră, s-au trezit că nu aveau proprietăți. Și atunci, asta mi-a plăcut foarte interesant pe domnul Negomir, alte cisle vecini i-au împrumutat de bani și domnule profesor i-au răscumpărat din... I-au răscumpărat din robie, din șerbie și au devenit din nou țărani liberi. Foarte interesantă această istorie. Acum, da, cred că destul de greu întâlnită în istoria evului mediu românesc. Da, da. N-am mai auzit până acum ca exemplu. O să discutăm când o să facem o emisiune despre Comuna Fărcășești. Aici am întâlnit un caz, păcat că nu s-a văzut de cei care au mai studiat documentele sau nu e interesat că nu e localitatea, o bătălie în timpul lui Matei Basarab cu turcii, în care acum unii boieri care au susținut pe Matei Basarab și unii boieri care au susținut pe turci, că a avut câteva bătălii, puține a avut, el, știți că n-a avut bătălii pe turci, au zis așa, dar de ce să ne războim noi să ne moară oamenii? Să iese de la voi cel mai bun. Și cel mai bun a fost unul din Roșiajiu, din Fărcășești. Și s-au luptat cu cel mai bun din oastea lor. Și bineînțeles că a învins acesta care reprezenta pe oștenii lui Matei Basarab. Și bineînțeles l-a nobilat exact cum vorbește Ioan Neculce de Aprodu Purice. Foarte interesante. Da, și din nou e și prin noutate, prin inedit e foarte interesant asemenea poveste. Pentru că vorbeam de, să zicem, de partea laică, de stăpânitorul laic din zona Negomirului, a spomenit mai devreme cu siguranță de personalitatea lui Mihai Viteazu, care a avut proprietăți probabil în familia lui, atât soția cât și urmașii săi probabil au avut la un moment dat, sau și Buzești ați avut în zonă, că ei și împart gorjul cumva la momentul acela. Domnule profesor, pe zona noastră Mihai Viteazu a avut doi oameni mari. Unul este ministrul de externe. Este vistiernicul Stoichiță Ruioșanu, da. Care a avut proprietăți până în comuna noastră vecină și a avut și dincolo la... Reședința a avut-o la Corneș, la Copăcen. Da. Deci care a ctitorit Schitul Strâmba, dochia urmașa sa a continuat. Deci acești doi oameni. Ce trebuie să vă mai spun,
că Medințeanu l-a însoțit pe Mihai Viteazul la Viena și la Praga. Foarte interesant. Mare credință, da. Da. Și vreau să vă mai spun ceva. Apropo de acei moșneni care și țăranca și-au recuperat proprietățile. Când urmașa lui Mati Basarabe, Lina, a vrut să mențină pământurile, țăranii moșneni s-au adresat lui Mati Basarabe. Și Mati Basarabe a luat toate documentele și între puținele cazuri în care țăranii câștigau și spune și-au rămas de lege Mumasa, Elina și Preda, pentru că acești sărani s-au jertfit și și-au recâștigat dreptul de a avea pământ. Da. Da, un moment foarte interesant amintit. Bine, venim mai spre, să spunem, timpurile noastre. Da, mai spre acum, timpurile noastre. Așa, rapid. Când sunt atestate documentare? Da. Deci, primul, 1483, este Bohorel. În același timp cu Bohorel, este atestată și Ursoaia, 1483, într-un tag de Danie. În ceea ce privește Negomirul, eu în lucrarea mea am contrazis documentele care au fost până acum publicate, privitoare la prima atestare, se pornea de la cuvântul Negomir. Pornit pe linia filologică, Neagu, Miri, Neagu cel pașnic. Unii istorici și cei care au alcătuit și dicționarul istoric spun că, de fapt, la 1568 a fost, este amintit de Negomirul acesta, al nostru, actualmente din Gorj. Comparând documentele, am constatat că, de fapt, nu e adevărat. Aceea se refere Neagomir la o localitate din Argeș. Și atunci, cea mai plauzibilă este 1593, data în care este amintit lupul Mehedințeanu. Mai departe, în ceea ce privește celelalte sate, Raciu apare atestat documentar puțin mai târziu. O înaintașa mea, profesoara Ecaterina Răceanu, a făcut o monografie în 1968 și dânsa documentele de care a dispus atunci, că nu erau toate publicate, îl ducea până pe la 1549. Da. Făcea o legătură cu stejarul de la Bilț. Dumnezeu a considerat că stejarul Bilțului este stejarul Jilțului și acela făcea parte din comuna Raci, adică era vorba de satul Baniu, comparând documentele, alte documente, unele referitoare la comuna Urdari, am găsit acolo explicit că stejarul Bilțului era Urdari. Satul Fântânelele. De aceea, cea mai clară dovadă e 1609 că, pentru Raci. Celelalte sate sunt atestate mult mai târziu, știți de ce? Pentru că erau sate foarte micuțe și făceau parte din componența altor sate mai mari, erau cătune. De aceea, de exemplu, Condești, Paltinu, Orzu sunt la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Da, deci iată o evoluție de cel puțin 400 de ani, peste 4 secole de istorie neîntreruptă de la prima atestare pe localitățile din comuna Negomir, dar locuirea vine de pe vremea, și am găsit inclusiv aici în aceste lucrări, vine cu mult înainte, cu mii de ani înainte, când apar primele atestări, să spunem așa. Da, și s-au găsit obiecte de factură dacică, da? Și factură romană. Să nu uităm că la Vârț era castrul roman și noi știm ce rol aveau castele ca și cetățenii în Evul Mediu, care supraveghea o vastă arie geografică. Și acest castru avea rolul de a supraveghea convoaiele și caravanele cu mărfuri care mergeau din Dacia spre Roma și spre Valea Jiului și apoi și pe Valea Jilțurilor. Deci este o continuare de viață. Cu siguranță este foarte, foarte interesant în același timp că vorbeam de acest trecut al localităților din zona Negomirului de astăzi. Vedem că ele au apărut nu toate odată, deci e un orizont de timp de câteva decenii sau poate chiar mai bine de un secol, dar la un moment dat au avut o istorie comună, au trecut prin evenimente comune care le-a și sudat
în viitoarea localitate, azi, chiar dacă ea a fost arbitrar făcută în 1968. Că până la urmă, în 1968, în tot Gorjul, avem unificări de acestea forțate sau nu, dar care vedem, cu cât studiem mai atent istoria, că acele localități aveau o legătură intrinsecă. N-au fost făcute așa cu barda. Da. Deci, legiuitorul din vremea aceea, în multe cazuri, a făcut bine acele lucruri și dădeam un exemplu în zona comunei Bălești, care unește la fel alte două comune și care au la un moment dat o istorie comună. Chiar dacă similitudinea cu Negomirul e foarte mare, în sensul că pentru scurt timp au mai fost încă două comune, practic sunt cinci în zona Băleștiului de astăzi, dar cu așa cum a fost la dumneavoastră Artanu. Întorcându-mă la zona de la Negomir, vorbeam de... Suntem undeva în secolul XIX, început de secolul XX, să spunem așa, ca perioadă. Și aici aveți o istorie foarte interesantă și vorbeam, mai ales că s-a și făcut lansarea de Ziua Eroilor, vorbeam de eroii Negomirului. Am convenit cu fostul primar, Ion Gruiescu, și actualul primar, Tudor Oiță, ca în timp de un an de zile să scoatem o lucrare specială, Eroii Comunei Negomir. Dar... În lucrare, eu am trecut marile momente ale epocii moderne, au fost bine precizate, pentru că unul din mari boieri care a avut proprietăți în comuna noastră a fost boierul Ioniță Urdăreanu. Da? Și având moșii aici, mulți oameni din Raci, din Artanu, au fost în oaștea lui Tudor Vladimirescu. Din oștenii lui capitanului Urdăreanu au murit patru. Familia Vicol, familia Marcu, familia Alexe, deci la 1821. Iar la 1877 avem în documentele publicate, am găsit și eroi care nu au fost cuprinși în lucrări, am avut foarte mulți eroi. În 1890, spunea învățătorul Constantin Alexianu, mai trăiesc aproape 20 din cei care au fost la Plevna și menționa câți muriseră. Deci muriseră vreo 15 la Plevna. Foarte mulți au fost decorați cu decorația Trecerea Dunării din iulie 1877, cu Medalia Independenței, cu Medalia Plevnei. Foarte mulți eroi pe care satul i-a păstrat. Curios, din aceeași familie, vorbesc din familia Alexe și Țogoie, au murit și la 1821 bunicul, și la 1877 și la 1916. Acum, apropiindu-mă de primul război mondial, vreau să știți că au fost foarte mulți mobilizați. Au fost mobilizați aproape 600 de oameni pe toată localitatea. Mulți. Au murit, în jur de 10, au murit în primele luni de război, 1916, octombrie, noiembrie, deci când au trecut trupele spre Ardeal, pe Ardeal. Apoi ceilalți pe frontul din Moldova. Există în carte, există o situație clară a primului război mondial, situația este clară. Mare mi-a fost bucuria în cercetările mele când un comisar Grivei, Florin Grivei, mi-a zis: domnule profesor, vă trimit arhiva tatălui meu. E vorba de fiul lui, nepotul lui Constantin Grivei. Și tatăl meu are o arhivă interesantă. Ce credeți că am găsit, domnule profesor, acolo? Am găsit o scrisoare adresată de învățător, oficialitățiu, prin care invita să asiste la dezvelirea monumentului. Și acolo sunt toți eroi inventariați între 1918 și 1926. Și atunci când au ridicat monumentul pentru Raci, însă situația nu s-a făcut. S-a încercat de mai multe ori să facă un monument și pentru Artanu și atunci i-am inventariat și pentru Raci. Apropo de eroi, o să trecem puțin peste, pentru că avem în sfârșit câteva dintre imaginile pe care dumneavoastră le-ați adus. Aveți foarte multe, de fapt, dar noi am luat câteva cu bisericile din comună. Nu întâmplător aveți o aplicare pe acest domeniu, aveți și alte lucrări pe acest domeniu, iar la bisericile de la Negomir au o poveste aparte. Spusă o parte din ea în aceste cărți pe care le-ați lăsat. O să leg colegii din regie să dea drumul la imagini. Ne spuneți dumneavoastră la ce... Aici avem biserica din Artanu. Biserica din Artanu este ctitoria tot a unui
mare proprietar. Este vorba de Petru Cioabă. Iată, aici avem Pisania, care a fost păstrată, scrisă de cel care a pictat-o. Această biserică a fost construită în 1838, s-au pus bazele, este acolo, toate, e foarte interesantă. Primăria a recondiționat împrejmuirea, au pus ferestre, a făcut lucruri interesante. Aici avem imagini din interiorul. Da, e vorba de intrare în altar. Aici avem Biserica Curtișoara, ctitoria lui Lupu Mehedințianu. Aici, în privința datei, ctitoriei sunt mai multe date. Acum, în Pisania și în ce au scris ctitorii de mai târziu, scrie 1672. Ori la 1672 nu mai era Lupu Mehedințianu, biserica este construită mult înainte. S-a pus probabil de soția sa. Aici sunt imagini de la această biserică. Iată, interesant, sunt căpriorii aceia cu botul de cal sus la acoperiș. Da, grinzile. Aici avem biserica din Negomir. Aici vreau să puțin să spunem. Aici a fost o biserică mai înainte de lemn. La începutul secolului 20, preotul Ioan Topișteanu cu primarul Stamatescu au gândit să facă o biserică din zid. Lucrările au durat ani de zile. A ieșit o biserică mare pentru acel timp. S-a luat ca model biserica din Raci, care se construise în 1910. Este o biserică foarte frumoasă. Picturile sunt foarte interesante, cu brâu tricolore, deci brâu tricolor, iar primăria ultimii ani a făcut foarte mare renovări. Aici avem biserica din Ursoaia. Biserica din Ursoaia este aceasta, am făcut o mică eroare. Biserica aceasta este de Petru Cioabă, cealaltă este de Ioniță Urdăreanu. Da, da, da. Aceasta e biserica din Ursoaia. Imagine din interior. Imagine din interior cu sfinții voievozi. Aici este Pisania. Da. Interesante și unele, iată, se îmbină unele vechi cu unele mai noi. Aici avem biserica din Raci. Aici e interesant. Aici știu aproape toată istoria acestei biserici, pentru că este biserica satului meu. Unul din bunicii mei a lucrat aici, a fost preot aici. Am luat informații de la tatăl meu, că se lăuda tot timpul cu această muncă. Aici a fost prima biserică care s-a construit în actuala comună. S-a construit o biserică de lemn la 1530. Scrie acolo într-un document din 1900, biserica noastră are peste 350 de ani, a fost biserica veche, care a căzut în ruină. Deci aceasta a fost construită la începutul secolului 20 pe locul unei vechi biserici, așa cum se obișnuiește. Aproape, da. Văzând că este dărâmată biserica, vreau să știți că după 1864 bisericile, viața bisericească trece prin mari greutăți și atunci bisericii au trecut în seama comunităților rurale, fiind și comunitățile rurale sătești, nu s-au putut întreține. Și atunci s-a construit, oamenii au făcut 12 cuptoare de cărămidă, dar câte 10.000 de cărămizi fiecare, la o distanță de aproximativ un kilometru de biserică. S-a adus piatra de temelie de la munte cu carele din comuna noastră și din 6 comuni învecinate. Iar rudari, parcă am menționat în emisiunea anterioară, au venit rudari plătiți cu roțile, mai cu o badă, fără șină. Și unde cădea carul, ei pe loc făceau, s-apucau și făceau. Înțelegi? Așa s-a făcut, s-a zidit. Se știu și numele, au venit atunci, s-au stabilit aici și în familia mea sunt urmași de toate, de sârbilor și de croaților, au rămas în familie, s-au căsătorit cu fetele din Raci și se cunoaște unul Dominic, Serafim. După cum am văzut în aceste informații pe care a spus foarte multe, care ni le-a spus în această seară, din păcate timpul alocat emisiunii e pe final. O să vă rugăm, având în vedere că discutați la începutul acestei emisiuni, una din poezii, pentru că dumneavoastră sunteți și poeta și lansat de curând un alt volum, În Hora Lumii, tot în acest an este lansat, acea poezie care poate fi cumva, să spunem așa, dedicată perioadei care urmează din România. Da, cu plăcere. Am să vă citesc o poezie... Într-un minut. Într-un minut, pe care eu... care mie îmi este la suflet pentru că se referă la actuali ctitori. Se numește Surpări în țara lui Manole. În țara lui Manole, alezi dar și sfânt, am ridicat prin vremuri altare și conace, am scrijelit în stânci cuvânt lângă cuvânt
și legământ de trudă și de pace. Sfințitul ne-am pământul așa precum ascetul, cu ruga lui curată ca albul pur din crini. Am înălțat spre stele încetul cu încetul tot ce-am dorit, dar nu pentru străini. Cu aspră îndârjire ne-am războit mereu, cu turcul, cu tătarul, cu neneamul, ori cu ciocoi, cu sufletul ateu, ca nu cumva să ni se stingă neamul. Trăim, precum am zis, în jurăminte, căci crezul nostru este crez creștin. Sub scutul lui vom merge înainte, cât cerul vieții nu ne-o fi senin. În țara lui Manole au curs blesteme multe, când prea adânc cuțitul s-a răsucit în os. Și am răbdat pentru cuconii de la curte, cu gând bolnav și sufletul mâlos. În țara lui Manole ne-am ferecat avutul în lăzile de zestre pictate de zugrav. Și ruga la icoană ne-a fost scutul, dar rudul l-au cules niște trândavi. Pe unde fu pădurea, jale cântă vântul, că hoții o mâncare precum carii, iar păsări multe își uitară cântul, că așa au vrut să fie aici mai mari. Această țară sfântă ce o respirăm curat, e țara lui Manole, e punla lui Ștefan, e pasărea măreastă, e cerul înstelat, e holda ce rodește aici an de an. În țara lui Manole n-aș vrea să fiu străin, când lacăte la gură din nou vor să ne pună samsarii care votul ni-l smulg cu gând hain, ca viața lor să le fie doar lor bună. Ei prea puțin mai cred în jertfă, în tărie, și adesea la curți înalți cerșesc firimituri, ca să iară să obțină caftanul de domnie, străin e pentru ei cuvântul din scripturi. Dar când a lor icoană se cere zmălțuită, se înghesuie barbari la hramuri și sfințiri, cu a lor cu cernicie formală, prefăcută, ce bine se așează sugarnicelor firi. Văzând că vremea bună nu mai vine, plugari și cărturari, simțindu-ne învinși, tristețea-i copleșește, ei nu mai cred în bine. În țara lui Manole se simt niște proscriși. Asemenelor, în țara asta sfântă, cu vise tot mai seci azi la zidari, cu greu găsesc drumul către țintă, prea mulți sunt mărăcini și prea mari. În țara lui Manole sunt foarte adevărate cele spuse de dumneavoastră în aceste versuri. Vă mulțumim pentru prezența la emisiune și vă așteptăm cu altă ocazie, pentru că cu siguranță avem foarte multe de povestit. Și eu vă mulțumesc și o să răspund la invitația dumneavoastră. Dragi telespectatori, a fost domnul profesor dr. Dumitru Cauc, o poveste întreagă despre Negomir, despre poezie. În țara lui Manole a reținut această formulă, poate e o formulă de emisiune viitoare. Mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere!